Dimineața! Bună dimineața și de data asta chiar e dimineața. Chiar de dimineață ne-am trezit, e ora 7, 7 și un sfert și am plecat pe vârful Domoglet! Îl vedeam de la geamul pensiunii unde suntem cazați. Da. Și abia în episodul de astăzi îl vom face. Am plecat fără mașină, suntem prin... Ia uzi, hai la dreapta. Virează la dreapta. Și... Ne-am pus GPS-ul ca să ne ducă către intrarea în traseu. Plecarea este... A, uite că am găsit și un indicator. Da. Plecarea este de pe unde suntem noi cazați pe aici. Și uite, găsim și un indicator aici. Crucea asta. Albă. Da, noi spre Crucea Albă mergem, pe dungă galbenă e al nostru. Da. Și coborârea o să facem un circuit. Dar ca toate circuitele de aici din Munții Cernei Mehedinți. O să ieșim mai în față. O să avem aproape o oră de ajuns înapoi aici. Da, hai să traversăm. Nu, plecăm spre Crucea Albă, dar mergem vreo 3 km prin localitate. Și ne vom întoarce aici. Aici mai aproape. Ne întoarcem? Ceva de genul, nu știu exact unde ne întoarcem, dar cert e că ne întoarcem aproape de punctul de cazare. E, oricum, suntem pe aici. Varză le-am făcut. Acum cel mergem puțin spre eu. Crucea Albă. Și o să ne întoarcem prin Cheile Feregari. Sunt multe trasee. La vreo 2 km jumate. Multe informații. Ia uzi, virează la stânga. Nu am aici niciodată. Da. Hai la stânga. Noi căutăm acum intrarea pe traseu. Ne-ați prins că ne-am pus GPS-ul. Am dat deja, s-a oprit la fructe pe marginea drumului. Bună dimineața. Bună dimineața. Așa e frumos. Așa e bine de dimineață. Niște fructe, da. Da, sănătate curată. Gata, am ajuns și la punctul de plecare în traseu. Este pe DN67D. De aici am plecat toate celelalte zile. Și am găsit pe o hartă și traseul nostru. Este 18, traseul 18. Ne zice aici timp de parcurgere 8-9 ore. Vom pleca de aici. Ăsta e punctul unde suntem noi. Urcăm spre Crucea Albă, pe dungă galbenă, pe urmă ajungem la peștera de sub Șerban, mergem Domogledul Mic, Domogledul Mare și pe urmă începem și coborâm pe Cheile Ferigari spre Băile Herculane. Tot în DN ajungem. Dar noi de la Băile Herculane până aici am mers pe șosea. 3 km 200. De la pensiunea noastră. Da. În jur de 3 km sunt între cele două. Am făcut vreo 50 puncte. De minute. Da. Deja ne-am făcut încălzirea. Și acum urcăm. Și pe aici urcăm. Începe foarte frumos. Îmi place. Cele patru trasee. Triunghi roșu, triunghi albastru, dungă galbenă care este al nostru și triunghi albastru. E crucea aia, da? Sau e cruce, da, cruce albastră. Da, bine, nu se vede foarte bine. Nu, dar e cruce albastră. Da. Uite, dacă mă îndepărtez, se vede mai bine. Deocamdată suntem printr-o pădure de foioase. Și urcăm, așa cum ne-au învățat munțișorii ăștia. Ei nu sunt înalți, dar urci, pentru că pleci de la altitudine mai mică. Lumina de dimineață se vede prin pădure.
mergem printr-o pădure de cărpiniță. Am văzut pe un panou, că așa se numesc acești arbuști, care îi vede stânga, dreapta. Ce faci, dragă? Mai avem câte o bancă pe aici. Hai. Și mai... Că avem drum lung. Profităm, să zic așa. De-aia am și plecat de dimineață. Da. Hai. I-am plecat deja. Cât de frumos se vede lumina. Da, ia uite și un făișor acolo. Da. Pentru cine urcă doar până la Crucea Albă și înapoi, aveți aici un făișor pe traseu. Să puteți să stați, să vă relaxați, să profitați de munte. Noi care avem dita mai traseul. Nu mai profităm. Dar vi-l arătăm și plecăm mai departe. Oh. Urci și urci și urci. Munții ăștia sunt făcuți doar din urcare. Zici că... Vârși de nebunești. Da. Adun diferență de nivel. Oh, de te plictisești. Ai zice... ce urci la 1100? Da, cam urge. Așa are domogledul. Da, urci de la 100. De la altitudine de 100 la 1100. Din ce ne apropiem de Crucea Albă, devine mai pietros și mai abrupt. Să aveți grijă când urcați, că stânga e prăpastie și multă piatră. Și Crucea Albă 5 minute. Hai pe Puntea Veche întâi. Oh, dar ce urcare avem aici. Avem și niște lanțuri. Da. Hai. Mergem până pe Puntea Veche? Da. Hai. Așa.
Și aici sunt niște lanțuri de care puteți să vă agățați un pic, pentru că jos este un hău cât cuprinde, iau-te. Ia uite, bă. Da. Eu sunt acum pe puntea veche. Sub mine este propastie. Dar e o propastie amețitoare. Băile Herculane. Munții Cernei în față. În jos e dita mai propastia. Dacă aveți rău de înălțime, nu o să puteți merge pe aici. Eu am devenit mai curajoasă. Pinul negru de Banat, în lumina dimineții. Hai să-i ținem și lui Dan pumnii, să reușească și el, că și-a făcut curaj. Nu, n-are ce să vi se întâmple, totul este să vă depășiți frica. Dacă tot am reușit să urc și pe scările de la Ineleț, se pare că nu mai am atâta frică de înălțime. Așa că am urcat pe puntea veche, care nu mai e veche, e nouă. Aici, pe puntea veche, și-au pierdut mulți oameni viața, așa că în amintirea lor, de fapt în memoria lor, noi o să mergem un pic mai sus, la Crucea Albă. Gata, începem urcarea spre Crucea Albă, dar să aveți grijă, că e destul de păi și asta accentuat. Da. Ia uitați ce e în sus. Și sunt niște lanțuri. Este o zonă asigurată, cu atenție se poate urca. Oricum, pe aici mi-e mai puțin frică. Așa că îi dăm bătaie. Hai. Dan urcă. Vine și Anda. Hai că ne descurcăm noi pe aici. Hai mă, cum să nu ne descurcăm? Nu, e asigurat cu lanțuri. Da. Dar trebuie să aveți grijă. E mai greu decât credeam pe aici. Da. Mi-am crezut că e o plimbărică.
găsit aici un panou în care ne povestește câteva din legendele Crucii Albe, pentru că în jurul acestei cruci și acestui loc, unul din cele mai vizitate din băile herculane din Parcul Național Domogleț Valea Cernei, circulă multe legende. Și ne spune că una dintre legende, o tânără de viță nobilă era curtată de doi tineri și nu se putea decide pe care dintre ei să aleagă. De aceea, tânăra lansează o provocare și spune că primul dintre cei doi care va ajunge la stâncile calcaroase de pe munte va fi alesul. Tânărul care ajunge primul la stânci, de bucurie, trage un foc de armă, iar în acel moment calul său se sperie și poteca fiind îngustă, amândoi cad în prăpastie. În memoria băiatului, tânăra așează această cruce albă pe munte. Grota lui Șerban, 25 de minute. Vârful Domoglet, 2 ore. Mai avem, dar ne vine rău. Acum în jos sau în sus? E, în sus, mă. Cred că în sus, da. Dar nu coborăm. I-am urcat deja peste 500 diferență de nivel. Cred că pe acolo era, mă, da. Am găsit și o pereche de pantaloni. Par și rupt din fund. Cred că e salut. Hai că am ajuns la grota lui Șerban. Sau peștera de sub Șerban. Văd că scrie. Da. Traseul face la dreapta, urcarea spre Domoglet. Înainte peștera, pe partea aia, așa? Da, iar și peștera e în sus. Să mai urcă un pic în stânga. Hai în peșteră. Hai să vedem și peștera. Eu urc repede pe aici. Cred că asta e pește. Aici. Și o sticlă cu apă. Care chiar are apă în ea. Vedeți, de-aia vă zic eu, să aveți întotdeauna luminile la voi. Bine, oricum e bine să le aveți la voi, că în caz că vă apucă noaptea pe traseu, vă ajută. 86 de metri.
Ce scrie? Ce scrie? Zice că este situată la altitudinea de 750, are o lungime de 86 de metri, fiind luminată în bună parte, uscată și cu puține concrețiuni. Dar noi oricum avem luminile. Numele îi se trage de la vârful Șerban, 1012 metri din apropiere, care poartă numele unui haiduc. Ia uite ce înaltă e. Profită și ne dă și rucsacii jos, să-i lăsăm aici la intrare. Păi nu-i mai iau cu mine. Să mai scăpăm un picuț de greutate. Hai să scoatem și luminile. Auzi, iau și spray. Iau și spray, că nu se știe ce-i numai. Am intrat în peșteră. Auzi, mă, că ne-ar fi trebuit o sfoară să știm pe unde ieșim. Aici s-a adăpostea Șerban. Haiducul. De prin partea locului. Da. Auzi, să fim atenți. Să nu fie lilieci. Sau șerpi. Sau șerpi, la frig. Eu știu. Ea are o lungime de 86 de metri. Și este la peste 700 de metri altitudine. Uite, aici sunt niște găuri. Se văd mult. Ia. Yeah. Mi-a un picuț teamă. Nu. Vezi? Cine știe cine s-a adăpostea pe acolo? Uite și un fluture. Oh, săracu. Nu știu dacă reușesc să-l surprind. Uite altul. A, da. Ce-ar căuta pe aici, sărace, că n-au nici flori. Dar să știi că sunt multe găuri, sunt multe găuri în... Uite. Da, sunt găuri pe aici. Ea e o peșteră uscată, văd, nu picura. A, alți fluturi. Da. Bine că nu sunt lilie și sunt fluturi. Îi vedem în lumină. O, dar uite, mă, se îngustează, mă. Uite. A, da. Da. A, uite. Vin în lumină, mă. Vin la lumină, mă, da. Da, i-au apărut. Uite-l. Aha. Nu știu cât îl surprinde camera. Și sunt și mai în spate. Hai că mă duc eu, că-s mai mică. Un picuț. S-am grijă să nu dau
fac mersul pitipului pe aici. Oh, să continuăm încolo. Dar nu mai mă duc. Putem să trecem? Nu. E micuță, e îngustă-îngustă pe acolo. Păi are 86 de metri. Vrei să vezi și tu? Băi, îți dai seama, da? Ia. Trebuie să mă dau eu la o parte. Bă, da, mă, poți să treci, dar mergi pe de-a bușile. Ba da, se poate merge, dar nu prea m-aș risca. Da. Eu aici un loc foarte îngust. Da. Până aici. Gata. Ieșim. Vezi, ai grijă că e un pic, este totuși umed. Ziceam că nu picură, dar totuși e umed aici. Din ce te duci în adâncul peșterii, se simte umiditatea. Interesant. E o experiență. Da. Da, e o experiență frumoasă. Hai, fugi. Oricum, vă trebuie lumini dacă vreți să intrați în peșteră. Fără lumini nu puteți să vedeți în ea. Decât la intrare. Da. E interesant. Da, interesant, da. Hai că rucsacii sunt la locul lor. Da. Cine să mai fie pe munte? Da, și azi în cursul săptămânii. E marți astăzi. Orice dă-ți vine rău. Cât am urcat? Peste 600 diferență de nivel. Da. Dar se urcă pieptiși. N-ar mai fi mult și ieșim în soare, așa că ținte bine. Gata, s-a terminat cu pădurea. Am ieșit în plin soare. Și cât e ceasul? 10:30. E 10:30. Urcăm de peste 3 ore. Bine urcăm. Cu tot cu... urcăm de 2 ore. Cu o oră e drumul de la pensiune. La punctul de plecare în traseu. Dar urcăm. Urci, frate, urci, dă-ți vine rău. Trebuie să ai picioare aici, ca să poți urca. Oh. Da. Suntem pe cărarea pisicii. Eu, la cum știu că merge pisica pe sârmă, am zis, băi, nu cred că trec pe aici. Dar nu e cine știe ce.
este! Chiar că prin unele locuri trebuie să mergi ca o pisică? Păi, urci prin cheile astea a pisicii. Cărare, mă! Cărare! A, nu chei, mă! Dar parcă erau și cheile pisicii? Nu. Nu. Sunt cheile pisicii. Păi sunt cheile pisicii, dar nu aici, asta e cărarea pisicii. Asta e cărarea pisicii. Da. Hai să nu confundăm. Acum la oboseală. Aoleu. Oh. Am urcat pe stânci. Acum e mai lejer, dar tot urcare și puțină umbră. Mai gras, în cap cam greu pe aici. Trebuie să pune cățărare. Îl vedem pe Dan în acțiune. Hai că am reușit și eu să urc acolo. Cam greu pentru ăștia micii de înălțime, dar am reușit. Sunt cea mai tare. Hai să te ajung! Acești munțișori sunt un rai al florilor. Deja am văzut liliac sălbatic. Cred că mai e cineva în urma noastră. Noi mai avem până la Domogledul mic. Și ăla cred că e mare. Am găsit și iriși. În urmă văzusem și niște orhidee. Fel de fel de flori. Raiul florilor. Al vegetației și mai ales al pietrelor.
Ia uitați unde suntem. Deasupra lumii. Deși suntem pe la vreo 1000 de metri înălțime, adică nu suntem foarte sus. Peisajele sunt extraordinare. Iar băile herculane au rămas de tot în urmă și jos, jos, jos. Am ajuns și pe vârful Domogledu Mic. Să știți că timpii care sunt puși pe indicatoarele astea din spate nu sunt reale. Sunt cam de maratoniști. Adică nici nu stai să te bucuri de munte, stai și mergi așa într-una, într-una, într-una. Ar fi și păcat să faci alergare. Și să vă arăt unde e Herculane. Ia uitați unde a rămas. Tocmai de acolo venim noi. Încolo se vede o porțiune din cărarea pisicii. Munții Cernei în față. Mai departe se vede și retezatul. Am lăsat în spate Domogledul Mic. Mergem la Domogledul Zi! Mare! Mare! E soare! Ne topește! E trecut de ora 12! Și noi ne mișcăm! Oricum, traseul e frumos! Și eu. Mai încet, că eu mă uit la floricele. Dacă am fi venit, cred că prin lunile aprilie, mai, ar fi fost pe aici numai liliac înflorit. Că-s numai tufe de liliac sălbatic pe aici. Dar florile sunt deja uscate în luna iunie. Și aici vezi și pe minu, doar pe stâncărie, vezi? Da. Mergem printre pini. Ei, ca să vezi că am ajuns. Of. Pe căldura asta de foc.
Domoclen. Nu pare mult, dar e asta, să știți. Că avem 8,68 km până aici. Suntem plecați de 5 ore jumate de la cazare. Suntem la 1170 pe ceasul meu. Deci e bine calibrat. E 12,52 și avem 1061 diferență de nivel. Adică este 1061, aproape 1100 diferență de nivel. Da. Și aici 1105. Frumoasă coborârea asta, prin pini și floricele, fluturași. Mai este și câte o umbră, că ne cam topisem acolo sus și ne-au bășicat și muștele alea. Tăuni, de fapt, ca în Dobrogea. Păi na, aici e vegetație mediteraneană. Ia uitați cum e. Este ora prânzului și soarele dogorește. Ce zici? De cât am mai câmpina? Da, l-am văzut, am trecut pe lângă el. Oh, are de cât am mai câmpina. Semn în față, suntem bine, am trecut de junglă, suntem într-o semi-junglă, mai e mă până la cheile alea. Ce chei erau? Trebuie să ajungem la ele. Ce chei erau alea? Ferigari, dar nu că zicea, cât zicea până la ele? A, nu mai știu. Ia zi. Nu ne localizează. A, ba da. Unde suntem? Pe aici suntem. Da. Și aici mai avem de ajuns. Și noi, oh, pe mai avem, mă, frate. Da. Ia uite unde-s cheii. Ho. Mai avem. Noi de aici am coborât de la Domogledul
mare. E, nu suntem chiar la jumătate, mai avem puțin și ajungem la jumătatea traseului de coborâre. Da. Hai! La drum! Bă, traseul e foarte frumos. E solicitant. Oh, că iar începem cu coborâre. Dar e foarte frumos. Wow, pe aici trebuie să fii atent. Ai grijă. Am grijă să ajung teafăr și nevătămat în Herculane. Că ce aici e junglă, băi, e junglă. Dar foarte frumos. E frumos, merge așa prin vegetație. Uite, sar peste pom de ăștia. Și tot așa. Uite, mai e unul. Și ne ducem să recuperăm timpul pierdut. Cât am stat noi la poze. Hai de steauna. Ce e aici? Junglă? Ia uite. Oh. Ah, nu, gai. Cred că am mers cu spatele. Da, mă, că noi aveam o dilemă vis-a-vis de cât scrie pe plăcuțele astea că faci până, nu știu, pe cheile Feregar sau băile Herculane. Mai devreme ne arăta 20 de minute și băile Herculane o oră. O oră. Și acum văd că s-a lungit timpul. 25 de minute cheile Feregar și băile Herculane o oră și 15 minute. Cred că am mers cu spatele. Mă, până la urmă, durata traseilor scrise pe semnele astea, pe indicatoare astea noi, de fapt, indicatoarele aproximativ noi. Aproximativ sunt ok, dar numai așa, ca să mergi drum întins, știi? Dar ce, oricât de drum întins ai merge, tot nu reușești să le... Dar e bine să vă luați mai mult, mai multă marjă de timp. Pentru că dacă ții 6 ore cum scrie pe jos pe acolo, n-ai nicio șansă. Da, mă, ai șanse, mă, de ce zici că n-ai șanse? Numai că să mergi într-una, pur și simplu să mergi fără mergi. Să te bucuri de exact, munte. Exact, da, poți să-l faci urmă... în 6 ore. Cred că poți să-l faci în 3 ore dacă ești pentru bazat cineva care face muntele fizică, știi? Dar nu, cred că luați-vă 8-9 ore. Nu, pentru cineva bine. Care merge pe munte mamă, doar ca să facă sport. Mamă, deci sunt musculițe pe aici, ți intră în cap, în nas, în gură. Sunt musculițe mici, mari, băzoi, și mai mari. Pișcă, dacă nu ești atent și te-au taxat în instant, ia uite. Mai am plecat de acolo, ne-am lăsat pe banca aia. Nu poți să stai, mă, de musculițe. Ce fel de pădure o fi și asta? O pădure ciudată. Dacă... mă pișcă de... Dacă te oprești, te-ai nenorocit. Acum să găsim un loc la umbră să mâncăm. Că n-am mâncat nimic azi. Aproape nimic. Am mâncat câte un măr
și niște stixuri. Da, da, stixuri. Nu grisine. Că erau bune alea. Dar acum găsim un loc, ne punem de o masă copioasă. Hai că... Asta e prânzul nostru de astăzi. Ne-am luat de la o patiserie, că noi am găsit în drum o patiserie câte... De ăsta cu cașcaval sau cu ce? Un fel de bușeu cu cașcaval. Și avem și cu brânză dulce și stafide, unul la amândoi. Asta e masa copioasă, în stilul fereastră cu povești. Ăsta e câte unul de fiecare, avem noroc. Altă viață acum. Am mâncat, ne-am hidratat, am băut un litru de apă amândoi. Mergem pe la umbră. Așa să tot mergi pe munte, nu e așa? Da. Mă doare burta de cât am mâncat. Am mâncat cam mult, păi nu prea mâncasem. Și cât e ceasul? Să vedem. E 2 ceasul fără 10. E 2 fără 10 și am urcat 1000 de metri. E, mai avem maxim 2 ore, o oră jumate, cam așa ceva. Da. Și ajungem în Herculana. Dacă am plecat de dimineață, cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Hai să ajungem, că ne-au omorât și azi. Nu e, mă, așa e. Deci dacă vrei să te bucuri de traseul ăsta, faceți cum vă zic eu. 8-9 ore. 8-9 ore să ai timp și tu acolo, de o pauză de masă, de o pauză de hidratare, de un view, de un vârf, de, nu știu, o poză, de o filmare. Să rămână la nepoți acolo, să rămână la... Să puneți pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, ca noi. Cred că asta intrăm în cheie acum. Da, pe parking. Nu ne-am uitat noi pe aplicație, dar uite, prindem și semnal. Păi da, stânga, dreapta și pereți. Deci e clar chei. Da, astea sunt. Să ai grijă pe piatra asta, că e periculoasă. Da, foarte frumos. Sunt la chei în zona aici. Chei, pește. Am dat și de un grohotiș, o coborâre de asta pe o piatră măruntă, unde o luăm la vale instant, așa. Ne și topim de cald. Da. Mergem și extrând în cordă.
Da, n-ai căzut? Nu. Și e foarte greu de coborât. Chiar ultima porțiune unde ziceam și noi că mai avem puțin și scăpăm de traseul ăsta, destul de solicitat, e numai piatră pe jos. Păi la vale instantaneu așa. Hai că cred că mai intrăm la umbră. Piatră și piatră și piatră. De pe acolo coborâm noi. Pe aici mai găsim niște chestii de-astea. Iată, dar sunt ascunse în bălărău ăsta. Și noi cred că tot o să coborâm. Auzi, mă? Da, ia uite aici. Aici zic ei că șir. Da, nu mai coborâm. Nu mai continuăm încolo. Era vechiul traseu pe acolo. Era vechiul traseu pe acolo, mă. Nu e aici, pe aici? Pe acolo. Era vechiul traseu și acum l-au făcut pe aici. Mm-hmm. Dar pe aici de ce? Că urci. Nu e, mă, coborăm, mă. Hai. Coborăm. Hai, mă, să coborăm. S-ar putea ca noi cum am coborât să mai fi fost un ocoliș. Auzi? Nu e, mă. Uite, mă. Ce? E aici, Herculane? Da, băile Herculane, da. Ăștia au mai avut un traseu și pe acolo mergea, dar l-au remarcat pe partea asta, nu știu ce vor, să o ocolească ceva sau eu știu de ce, cum și în ce fel. Oh, mamă, of, umbră dumnezeiască, Doamne, oh. Cred că sunt 50 de grade afară. N-or fi, dar eu așa simt. Dar ce să umbră, că ieșim iar în soare, mă. Bă, Andă. Ieșim iar în soare. A, da? Da. Am mers un picuț prin soare, un picuț prin umbră. A, oricum, deja s-aud mașinile, ne apropiem de șosea. N-ar trebui să mai avem mult. Păi nu, că s-aud mașinile. Mă, e ok, bine. No, mai ăsta ocolește un pic. Ne-am hotărât să ne întoarcem acolo unde scria băile Herculane și gata. Unde au demarcat ei traseul și l-au marcat pe ăsta. Pe ăsta și ocolește un pic. Ne scoatem DN un pic mai sus de Herculane. Și atunci preferăm să mergem pe celălalt, că ne-am uitat noi pe hartă și n-ar mai fi mult
și intrăm în băile Herculane. Și asta e, pe unde intrăm, intrăm și știm noi după aceea unde să mergem. Na. Ce să zic? Uite, Sam, e? Uite-l, mă, calci pe el. Auzi, mă? Am găsit niște corcoduși aici. Păi suntem rupți. Și să ne luăm câteva. Știi că te hidratează? Sunt foarte bune. Sunt pe marginea străzii. Nu știu dacă e a cuiva. E la marginea unei curci care este părăsită. Nu cred că o să le culeagă nimeni niciodată pe astea. Sunt ele fierte? Sunt ele fierte? Da, sunt bune. Dar sunt hidratante. După atâta efort? Da, mai avem puțin și intrăm în și intrăm în băile Herculane. Și cam ăsta e traseu. Hai că noi traseul ăsta l-am terminat la o bere și un castron de ciorbă. Ciorbă? Păi merităm după atâta cât ne-am fiert. Da. A fost o temperatură caniculară. Bine, în fiecare zi a fost foarte caldă, parcă astăzi a fost Herculane, exagerat. Aici ne-au că sunt vreo 35 de grade. Acum, dacă ăștia măsoară 35 de grade la umbră... Noi pe la soare, vă dați seama. Da. Cred că suntem marși cu toată crema. Oricum, ne-a omorât, să zic, ultima parte a traseului. A fost gropătișul ăla când am ieșit din chei. Și pe căldură, adică nu mai... Și prin soare. Prin soare, pe gropătișul ăla, nu puteai să bagi nici viteză, să mergi mai repede. Și asta este. Ne-a pus capac, așa că ne-am oprit la o terasă. Da, și am întrebat și noi de o bere, ca oamenii zic că asta ne interesa și ne-am trezit că au și ciorbă și băgăm și o ciorbă. Să ne mai hidratăm. Să ne mai hidratăm un pic, da. Păi să vă zicem cam cum a fost traseul, nu aveți deloc apă. Da, cel mai important lucru, luați-vă apă la voi, nu găsiți apă noi pe tot traseul. Noi am avut 5 litri. Da. 5 litri ne-a ajuns, dar cu economie. Da. Deci da. Într-o zi caniculară, adică, v-aș fi băut și mai mult, dar dacă aveam mai multă, bea mai multă. Da. Noi oricum suntem a patra zi pe munte consecutiv și rezervele noastre de apă, vitamine în corp mai sunt scad. Mai în scădere. Da, și v-aș fi băut și mai multă apă, dar ne-a ajuns, să zic asta, nu? Da. Da. Păi oricum nu mai aveam, am băut-o pe toată. Era. Atâta alta era. Nu mai aveam. Da. Să vă dăm și câteva informații. Deci se merită să urci pe Domoglet. Peisajele sunt extraordinare. Extraordinar. Mai ales de acolo de sus vezi inclusiv Dunărea. Se vede și partea sârbească cu munții sunt din Serbia. Deci e o frumusețe. Peisajul de acolo merită tot efortul. Cărarea pisicii. Urcarea asta spre Domogledul Mic este cu atenție. Cu atenție o face oricine. Nu e cine știe ce sperietură. Nu se urcă iarna pe Domogled și chiar cred că nu este recomandat iarna. Poate se urcă pe partea asta, mă, pe aici. Pe partea asta, pe cheile Feregarii, da, e posibil cred să se urce și posibil, iarna. Da. Dar pe partea cealaltă, pe unde am urcat noi, pe la Crucea Albă și Grota lui Șerban, nu. Cât am avut aproape 15 km de mers, vreo 1100 diferență de nivel, deci se urcă și se coboară destul de mult. Chiar dacă Domogledul are 1105, e totuși cam aceeași diferență de nivel cu ce urci cobor, urci cobori. Noi l-am făcut în 8 ore. Și puțin, dar luați jumate, în considerare că ceva. Noi ridicăm și drona. Da. Mai stăm, da, bine, și da, ne și bucurăm. Depinde cum vrea să se bucure de munte. Dacă vrei, îl faci rapid și gata. Dacă nu... Cert că, da, cert depinde că 6 ore mi se par cam puține.
Da, totuși, 6 ore îl faci cam în alergare, așa, adică nu prea stai să te bucuri de peisaje și este păcat pentru că are locuri cu vederi foarte frumoase. Da. Cam asta a fost aventura noastră de astăzi. Stați aproape că vor mai urma și alte episoade. Chiar la fel de interesante sau poate chiar și mai palpitante. Da. Abonați-vă la canal dacă n-ați făcut-o până acum. Dați-ne un like dacă vă place ceea ce facem. Da. Apăsați și pe clopoțel să aflați de fiecare dată cu noi postăm câte ceva. Și ne vedem în episodul viitor. Ține pumnii. Da, să ne reușească ce ne-am mai propus. Ce ne-am propus noi să facem. Dacă Dan a văzut o cofetărie. Ia, ce se alegi? Eu mi-aș alege un tort de ăsta, de exemplu, dar nu reușesc să-l mănânc. Așa. Eu mi-am ales una cu caramel și una cu gust de Raffaello. Al doilea punct de belvedere.